Încă trei companii străine vin să investească la zona economică liberă Bălții. Este vorba de o companie lituaniană, una olandeză și alta ce are ca țară de origine a capitalului Italia. Noi rezidenți au fost desemnați în cadrul ultimei ședințe a Comisiei de Concurs din cadrul zonei economice libere Bălți. Prima companie selectată este parte a grupului Traidenis din Lituania, care este lider la nivel european în producerea vaselor din fibră de sticlă pentru stațiile de epurare biologică a apelor menajere. În țara noastră, compania intenționează să dezvolte proiectul investițional producerea recipienților din fibră de sticlă pentru stațiile de epurare biologică a apelor menajere, păstrarea produselor petrochimice și a apei potabile. Potrivit reprezentanților ZEL Bălți, producția prezintă interes pentru piața externă, unde se planifică a fi exportate 70% din volumul total realizat, dar și pentru piața internă, unde de asemenea, în următorii ani urmează a fi implementate proiecte de aprovizionare a localităților cu apă potabilă și servicii de canalizare. Pentru atingerea capacității de producție planificate, rezidentul urmează să investească circa 18,5 milioane euro în construcția unei uzine pe teritoriul subzonei numărul 3 a zonei economice libere. Potrivit investitorului, la prima etapă vor fi create 150 de locuri noi de muncă, iar salariul mediu lunar va fi de peste 6.000 de lei. Volumul total al vânzărilor este planificat să fie de circa 30 de milioane de euro anual. Începutul activității este planificat pentru trimestrul 2 al anului 2015. Al doilea rezident selectat este concernul olandez PowerSeach Electronic, cu proiectul investițional producerea echipamentului de comandă și control pentru sistemele de iluminare cu becuri LED. Investitorul promite că vor fi create astfel 40 de locuri noi de muncă cu un salariu mediu lunar de circa 340 de euro. Întreprinderea intenționează să-și înceapă activitatea din trimestrul 3 al anului 2015 în cadrul subzonei numărul 4 al ZEL Bălți, amplasate în orașul Strășeni. A treia companie are ca țară de origine a capitalului Italia. Investitorul planifică să producă panouri sandwich. Rezidentul planifică să investească circa 5 milioane de euro pentru procurarea utilajului necesar. Vor fi create 30 locuri noi de muncă cu un salariu mediu lunar 400 euro. Întreprinderea intenționează să-și înceapă activitatea din trimestrul 1 al anului 2015. Zona economică liberă Bălți a fost lansată la 26 mai 2010 pentru o perioadă de 25 de ani și reprezintă a șaptea zonă economică liberă din Moldova.